Să ne rugăm împreună. Doamne, Tatăl nostru ceresc, Sfânt și Milostiv, care ne iubești mereu. În acest sfârșit al lumii, hotărât de tine, ne-ai mântuit prin sângele tău prețios, iar în această lume atât de păcătoasă, ne-ai pus deoparte, ne-ai sfințit, ne-ai așezat în trupul tău, Biserica, ca să te slujim, să propovădăm Evanghelia și să fim în Comuniune. Pentru acest har îți aducem multe mulțumiri. Astăzi ne-am adunat aici. Tu ne-ai făcut să ne adunăm în acest loc pentru a avea și împreună. Îți mulțumim și pentru aceasta. În diferite părți ale lumii, frații predică Evanghelia, te să-i păzești și să-i susții cu dreapta ta, să-i umpli de dragoste, de Duhul Sfânt și de Harul lui Dumnezeu, pentru ca ei să poată predica Evanghelia cu îndrăzneală. Astfel încât să se împlinească marea lucrare a lui Dumnezeu. Să predice Evanghelia Sufletelor pierdute. Lumea este din ce în ce mai plină de răutate și de păcat. Numai prin forțele noastre nu ne putem feri de această lume, de păcatul din lume. De aceea ne credem numai în tine, Doamne prin dreapta ta de putere și de cuvânt, păzește-ne și separă-ne de această lume ca să trăim după voia ta, să trăim așa cum este demn de copiii tăi și de asemenea să putem săvârși lucrarea ta. Te rugăm să îi păstrezi pe frații care au o sănătate precară, să le dai sănătate și de asemenea să le dai mai multe posibilități de a trăi pentru tine. Iar pentru frații care sunt obosiți spiritual, te rog să îi păstrezi ca să nu cadă în ispită. Doamne, Tu ne dai întotdeauna cuvântul necesar și în această oră te rugăm să ne dai cuvântul necesar, să ne faci să înțelegem ce trebuie să facem prin călăuzirea Duhul Sfânt. În numele Domnului nostru Iisus Hristos ne-am rugat. Amin. Să căutăm în Biblie. 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 19 la 20. Să citim împreună. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, Sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Până aici? Continuăm să învățăm despre viața creștinilor prin cuvântul Bibliei. Din Biblie am înțeles harul lui Dumnezeu, și cunoscând acest mare har am primit mântuirea. Iar cei care au primit mântuirea trebuie să învețe cuvântul Bibliei pentru ca să cunoască modul corect de viață al celor mântuiți. Și a trăi după acest cuvânt este ceva normal, nu este ceva special. Nici opțional. Avem datoria de a trăi după cuvânt. În lume sunt mulți creștini care se numesc creștini, care merg la biserică, care cântă laude, care duc o viață religioasă, însă sunt mulți care nu sunt născuți din nou. Știm foarte bine. Nu există nicio schimbare în viața lor. Și nu este nicio diferență în viața lor de cea a oamenilor din lume. Este ironic, contradictoriu să trăiești ca lumea și să te numești creștin. Însă un creștin care este cu adevărat născut din nou nu poate duce o viață așa. Prin credință am primit mântuirea, așadar trebuie să trăim după Cuvântul lui Dumnezeu și după călăuzirea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu ne învață cu lux de amănunte despre acest lucru. Cum trebuie să trăim? A trăi cu adevărat, conform Cuvântului, este o dovadă că suntem mântuiți, că am fost născuți din nou. Pentru a putea sta în fața Domnului, când va veni El, fără să avem de ce să ne fie rușine, nu este suficient să ne mulțumim doar cu faptul că suntem mântuiți. Deci, pentru a trăi așa cum este demn de creștini mântuiți, Trebuie să învățăm cuvântul Bibliei. Trebuie să ne străduim în acest sens. Așadar, acum învățăm, puțin câte puțin, cum este viața unui creștin născut din nou. Și astăzi vom învăța despre viața celui născut din nou. Viața celui mântuit. Cu trupul trăim încă în lume, dar nu aparținem lumii cel mântuit nu aparține lumii. Biblia vorbește despre acest lucru de multe ori. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea, a spus Isus în Ioan 15 cu 19. Isus a rugat foarte mult înainte de a fi răstignit, ca mare preot s-a rugat pentru noi și în această rugăciune a spus, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Ioan, capitolul 17, versetele 15 și 16. Așa s-a rugat Isus pentru cei mântuiți. Isus a trăit în lume, dar nu a aparținut lumii. La fel și noi, cei care am primit mântuirea prin Isus Hristos, nu aparținem lumii, nu suntem din lume. Am fost aleși de Dumnezeu, scoși din lumea aceasta, pentru a merge în lui Dumnezeu. Astfel am fost separați. Isus s-a rugat ca să nu cădem în păcatele acestei lumi. Trebuie să fim conștienți că lumea este din ce în ce mai plină de păcat. Generația lui Noe, înainte de judecata potopului, Lumea era plină de păcat, plină de răutate. Așa este scris. Așadar, Dumnezeu, în mânia sa, a judecat lumea cu apă. Iar acum, Evanghelia a fost propăvăduită până la marginile pământului și lumea este mai plină de păcat ca niciodată. Cu siguranță este mai plină de păcat decât în generația lui Noe. Mai pline de păcat decât Sodoma și Gomora. Și acum trăim într-o lume atât de păcătoasă. Așa că, dacă nu rămânem în dragostea lui Dumnezeu, prin Cuvânt și prin Duhul Sfânt, dacă nu ne separăm de lume, atunci nu putem trăi așa cum este demn de un creștin născut din nou. În acest sens, trebuie să ne rugăm mai mult. Trebuie să învățăm mai mult cuvântul, trebuie să ne străduim mai mult să trăim după călăuzirea Duhului Sfânt, să trăim separați. Deci, cel născut din nou, creștinul, cum trebuie să trăiască? Despre aceasta vrem să învățăm astăzi. Acum vom învăța despre faptul că cei mântuiți, cei născuți din nou, trebuie să fie vase, unelte, instrumente folositoare pentru Domnul, pentru Dumnezeu. Pe această temă vom învăța astăzi. În cuvântul pe care tocmai l-am citit spune, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Cei care au primit mântuirea au fost pecetruiți de Duhul Sfânt. Și cuvântul mai spune că Dumnezeu știe și câte fire de păr au cei mântuiți. Și ochii lui Dumnezeu sunt mereu peste cei mântuiți. Dumnezeu ne cunoaște. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Cei care rostesc, invocă numele Domnului, sunt copii ai lui Dumnezeu, renăscuți. În Geneza, capitolul 4, Cain și Abel au adus jertfă lui Dumnezeu. Dumnezeu a privit cu plăcere la jertfa lui Abel, iar Cain și-a ucis apoi fratele. Apoi Dumnezeu i-a dat lui Adam un alt fiu în locul lui Abel, pe nume Set, ce înseamnă înlocuit. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Se referă la urmașii lui Set. Abel este umbra lui Sus și de asemenea umbra celor salvați, mântuiți a creștinilor. Dumnezeu a dat o altă sămânță în locul lui Abel, pe Set. Prin moartea lui Isus Hristos am primit viața. Descendenții lui Set au chemat, au invocat numele Domnului, ce înseamnă Doamne Tată Ceresc, al numi astfel pe Dumnezeu. Se referă la cei care au speranța cerului veșnic, cei care au dreptul de a-L numi pe Dumnezeu ca Tată. Înainte de potop, descendenții lui Set și descendenții lui Cain au fost separați. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de legi cei care invocă numele Domnului, cei mântuiți, trebuie să se depărteze de nelegiuire, potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Lumea este plină de fără de lege, așadar să se depărteze de fără de lege. Înainte de a primi mântuirea, eram în mijlocul nelegiuirilor, acum însă, fiind copii al lui Dumnezeu, trebuie să-L slujim pe Dumnezeu toată viața noastră. Și curând, după aceea, vom merge în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, trebuie să fim separați de tot felul de fără de legi. De orice formă păcatului din această lume, în 2 Corinteni 6 cu 17 spune, de aceea ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Spune, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Este vorba despre o separare, despre a fi despărțiți de lume. Spune, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o de ocară. Așa este, într-o casă, cu siguranță, sunt tot felul de vase, de diferite feluri și întrebuințări. De exemplu, sunt farfurii pentru a servi masa, lighene pentru bucătărie, lighene pentru baie, găleata pentru apă, găleata pentru gunoi, vase de aur, de argint, de lemn, de lut. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocar. Totuși în casa lui Dumnezeu nu există vase, unelte pentru o întrebuiințare de ocară, vase murdare. Dumnezeu nu are vase pentru o întrebuințare de ocară, vase murdare, nu are. Dumnezeu nu lucrează cu unelte sau vase murdare. Chiar dacă în casele noastre avem tot felul de vase, ligene și găleți pentru diverse întrebuințări. Dar în casa lui Dumnezeu toate vasele trebuie să fie vase curate pentru un de cinste. Dar ce trebuie să facem ca noi să fim vase de cinste? Trebuie să ne separăm de orice fără de lege sau obicei păcătos. Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă cineva se curățește de acestea, Adică se separă de lume. Atunci, cum poate fi cineva curat? Biblia vorbește despre aceasta. Dacă cineva se curăță de aceste lucruri, va fi un vas de cinste, folositor stăpânului său, de folos în lucrarea Domnului, destoinic pentru orice lucrare bună. Trebuie să fim pregătiți să fim vase prețioase al lui Dumnezeu, să fim folositor lui Dumnezeu. Deci astăzi vom vorbi puțin despre asta. Exemple de vase curate folositoare Domnului vedem în Vechiul Testament, profeții, iar în Noul Testament apostolii care au predicat Evanghelia și evangeliștii, păstori și evangeliștii. Dar nu numai ei sunt vase de folos pentru Dumnezeu, unii oameni gândesc așa. Ah, eu sunt doar un simplu frate din biserică. Cum pot fi eu un vas de cinste, prețios, folosit de Dumnezeu? Se înșală marnic. Profeții și apostolii au avut trimiterea lor. Dar toți cei mântuiți trebuie să fie vase folositoare Domnului. Eu știu mulți frați care fac multe lucrări foarte prețioase. Uneori, mult mai prețioase decât lucrarea evangeliștilor. Așa cred eu. Așadar, toți oamenii pot fi vase de cinste, folositoare lui Dumnezeu. Nu se referă doar la lucrările speciale. cei mântuiți, noi, suntem trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. 1 Corinteni 12, 27 Noi suntem trupul lui Hristos. Iisus este capul nostru și fiecare dintre noi este un mădular în trupul lui. Toate mădularele împreună alcătuiesc un singur trup care face voia capului. Într-un trup este nevoie doar de gură? Nu. Este nevoie de ochi, de mâini, de picioare și multe alte mădulare care se văd și care nu se văd. Nu există niciun mădular care să nu fie necesar. Toate sunt de folos. În colaborare, împreună, mădularul pot face voia capului. Fiecare dintre noi este un mădular al trupului lui Hristos. Fiecare dintre noi avem ceva de făcut. Fiecare are rolul lui. Evanghelistul are rolul lui, păstorul are și el rolul lui, misionarul are și el rolul lui, dar numai ei sunt folosiți de Dumnezeu? Nu, toți frații din biserică, toți frații și surorile. Dacă nu facem împreună lucrarea lui Dumnezeu, după călăuzirea Duhului Sfânt, atunci nu se poate face nimic. Dacă trupul nu cooperează, degeaba văd ochii ceva. Dacă picioarele nu merg și mâinile nu apucă, ce folos? Fiecare trebuie să-și îndeplinească lucrarea cu zârguință. Atunci se face voia capului. În același mod, membrii bisericii, noi, creștinii, Trebuie să facem voia Duhului Sfânt. Astfel se poate face voia lui Hristos, care este capul. Pentru aceasta, noi toți avem ceva de făcut. Nu există niciun membru care să nu fie necesar, care să nu fie prețios. Atunci, noi, creștini mântuiți, am fost răscumpărați prin sângele prețios al Domnului. Cumva este într-un mădular nefolositor? Nu există creștin mântuit nefolositor pentru Dumnezeu. Nu este voia lui Dumnezeu să fii nefolositor. Dumnezeu vrea ca noi toți să fim vasele cinste, folositoare lui Dumnezeu. Și în lume, sunt multe aspecte, multe lucruri de făcut, atât în familie, cât și în societate, cât și pentru națiune. Dacă un om este un pierd de vară, nu face nimic, este greșit. Sunt multe domenii în care trebuie să fim de folos, să ne aducem aportul. În familie, în societate, pentru țară, pentru națiune, fiecare cetățean trebuie să aporteze ceva. Dacă nu face nimic, atunci va funcționa bine familia, societatea, națiunea. Fiecare persoană trebuie să facă ceea ce are de făcut, ceea ce trebuie să facă. Dacă nu o face, atunci rămâne nefăcută. În lumea aceasta putem spune că există trei feluri de oameni. Am putea spune așa, primul fel, sunt oameni ca păianjenii, care își întind pânza de păianjen și așteaptă până când o muscă este prinsă. Și când aceasta este prinsă, o mănâncă. Sunt oameni ca păianjenii, care vor să înșele pe ceilalți oameni, care îi ispitesc pe ceilalți oameni și astfel le fură lucrurile altora, fac rău altora pentru beneficiul său. caută modalități de a frauda, de a înșela alți oameni. Există oameni ca păianjenii. Un alt fel de oameni, oameni ca furnicile, care muncesc foarte sărgâncios, muncesc, strâng, ca să aibă ce mânca. Există o povestioară foarte interesantă despre furnica și grerul, de asemenea în proverbe, capitolul 6, versetul 6 spune Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepcește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici privigător, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul săcerișului. Dar greierul toată vara doar cântă, iar când vine iarna nu are ce mânca. Așa că povesteoara spune că se duce la furnică și cere hrană. Atunci furnica îi spune, tu doar ai cântat toată vara, eu am muncit din greu. N-am nimic de împărțit cu tine. Ceea ce vreau să spun este că furnica lucrează din greu și are alimente. Sunt oameni la fel ca furnica care muncesc din greu și își câștigă hrana, însă nu-i ajută pe alții. Nu fac rău nimănui, dar nici bine, Există astfel de oameni. Celălalt fel de oameni sunt ca albinele. Când eram într-o biserică, într-o zonă rurală, aveam albine. Ele sunt foarte harnice. Sunt foarte muncitoare. Merg foarte departe pentru a aduce polen. În cuibul lor. Și astfel ele împart mierea cu omul. Deși muncesc foarte mult, ajută și pe ceilalți oameni. Există oameni ca albinele, care nu trăiesc doar pentru ei înșiși. Și îi ajută și pe ceilalți oameni. Deci, există oameni ca Păianjenul? Ei vor doar să beneficieze de pe urma celorlalți. Ei nu ar trebui să existe. Și oameni ca furnicile. Nu este mare deosebire între oamenii ca Păianjenul și oamenii ca furnicile. Sunt aproape la fel. Egoiști. Dar oamenii ca albinele nu trebuie să lipsească. Ei sunt indispensabili. Dintre aceste trei feluri de oameni, noi creștini mântuiți, ce fel de oameni trebuie să fim? Trebuie să fim ca și albinele, să muncim atât pentru noi cât și pentru ceilalți. Suntem deosebit de necesari în lumea aceasta. În special noi, creștinii, suntem indispensabili pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru biserică. Trebuie să fim folosiți în mod prețios de Dumnezeu. Noi, oamenii mântuiți, avem multe lucruri de făcut, atât pentru Dumnezeu, pentru biserică, cât și pentru sufletele pierdute din această lume. Trebuie să ne străduim, trebuie să ne sacrificăm. Și astfel trebuie să fim de folos multora. Trebuie de asemenea să-L slăvim pe Dumnezeu. Trebuie să fim vase de cinste, folositoare. În Matei, capitolul 22, versetul 37, Iisus i-a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. În Vechiul Testament vedem legea și prorocii, care este umbra, profeția despre Isus Hristos. Dumnezeu ne-a iubit cu toată inima sa, cu tot sufletul său, cu tot cugetul său. Și l-a dat chiar pe singurul său fiu, pe cruce, ca să ne mântuiască. Iar cei care au primit această mântuire, această iubire, trebuie să-și dea toată inima, tot sufletul, toată voința să-l iubească pe Dumnezeu. Dar sunt oameni care vor doar să profite de Dumnezeu, să profite de darurile Lui oameni care nu vor să-L iubească pe Dumnezeu. Sunt orientați doar spre profit. Nu este corect. Cei care pot să-L iubească pe Dumnezeu, din toată inima, din tot sufletul și din toată voința lor, pentru că Dumnezeu este invizibil, cei care pot să-L iubească pe Dumnezeu în acest fel, pot să-L iubească și pe aproapele lor ca pe ei înșiși. De aceea în 1 Ioan 4,20 spune, Cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Dumnezeu nu se vede, dar trebuie să iubim pe frați care se văd. A iubi se referă la sacrificiu. Dumnezeu are milă de sufletele pierdute. Deci, pentru ca sufletele pierdute să primească mântuirea, Trebuie să ne străduim, trebuie să ne sacrificăm timpul nostru, bunurile noastre. Acestea sunt faptele pe care noi, cei mântuiți, cei care am înțeles adevărata dragoste a lui Dumnezeu, trebuie să le facem. Trebuie să fim vase de cinste, de folos pentru stăpân, pentru Dumnezeu. De aceea, în Romani, capitolul 14, versetul 7, a spus. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu are pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Noi, cei mântuiți, acum spunem, Tatăl nostru ceresc, care ești în ceruri. Tatăl nostru, îl putem numi astfel pe Dumnezeu. Am fost făcuți copii ale lui Dumnezeu. Deci niciunul dintre noi nu mai trăiește pentru sine, niciunul dintre noi nu mai moare pentru sine, este adevărat? Dacă cineva spune, lasă mai ușor, atunci trebuie să se gândească. Dacă trăiește pentru sine, dacă moare pentru sine, dacă se jerfește numai pentru sine, viața lui nu are preț în ochii Domnului. De fapt, este mai degrabă un blestem. Atunci pentru ce trăiești? Cei mântuiți au lucruri de făcut. Noi am primit mântuirea numai prin Harul lui Dumnezeu. Atunci trupul nostru, Duhul nostru, nu mai sunt ale noastre, ci sunt ale lui Dumnezeu. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6 cu 20 De aceea, dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul, murim. Niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Deci acum nu trăim pentru noi înșine. Trăim pentru sufletele pierdute, pentru frați. Trebuie să ne sacrificăm pe noi înșine. Aceasta este viața unui creștin normal. Este de la sine înțeles. Un creștin poate fi ca un păianjen? Nici de cum. Sub nicio formă nu trebuie să facem rău altora. Nu trebuie să înșelăm pe alții. Nu trebuie să facem asta. Spui, eu nu fac rău nimănui, Prefer să-mi văd de viața mea și a familiei mele. Asta este egoism. Acum lumea este plină de egoism. Părinții își cresc copiii cu greu și copiii când cresc nu vor să facă nimic pentru părinților. lor. Nici măcar frați între ei nu se mai ajută, nu se mai sună. Iubitor de sine, iubitor de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de pălăceri decât iubitori de Dumnezeu. 2 Timotei capitolul 3 Singurul lucru pe care îl caută este pentru ei înșiși, foarte egoiști. Așa sunt oamenii din lume, noi, creștini mântuiți, nu trebuie să fim așa. Noi nu suntem egoiști, suntem altruiști. Dragostea nu caută folosul său. Atunci ce căutăm? Trăim pentru binele celorlalți. Noi cei mântuiți, dacă am trăit doar pentru noi înșine, pentru a mânca mai bine, pentru a ne îmbrăca mai bine, pentru a trăi mai bine, atunci ar fi mult mai bine să mergem la Domnul cât mai curând posibil. Da sau nu? Așadar, creștinul egoist nefolositor pentru Domnul este o ciudățenie, o contradictorie. Un lucru contradictoriu. În Efeseni 4 cu 28 spune, cine fură să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Trebuie să lucrăm fiecare cu mâinile sale, nu numai pentru a ne întreține pe sine și familia, ci și pentru a-i ajuta pe alții sunt lucruri de făcut, așadar sunt oameni puși pe profit prin orice mijloace ca pe În niciun caz nu trebuie să fim așa, căutând să facem rău altora pentru folosul nostru și nici nu trebuie să fim ca furnicile care lucrează numai pentru ele însele. Un creștin nu trebuie să fie așa, trebuie să fim ca albinele, harnici, dispuși să împărțim cu alții, pentru slava lui Dumnezeu, de asemenea pentru frații din biserică, pentru sufletele pierdute, trebuie să facem multe lucruri. Trebuie să facem lucrurile pe care trebuie să le facem. Trebuie să fim folosiți, fiind luați de dreapta puterii lui Dumnezeu, mânați de la spate de cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pentru că nu putem face aceste lucruri numai prin puterea noastră. De aceea în Romani 12 cu 11 spune În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Creștinul mântuit trebuie să fie foarte sârguincios, harnic, nu trebuie să fie leneș. Așa trebuie să slujim Domnului. Cum slujim Domnului? Slujind fraților mântuiți, ajutând frații care au puțină credință și de asemenea ajutând frații care sunt în nevoie și de asemenea ajutând oamenii care nu au primit mântuirea pentru ca ei să poată primi mântuirea. Toate acestea sunt lucrări de slujire a lui Dumnezeu. În sârguință fiți fără preget, fiți plin de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Și în Filipeni 2 cu 21 vedem ceva foarte trist. Apostolul Pavel a spus așa, cei drept toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Isus Hristos. Mulți oameni umblă doar după foloasele lor. Cum voi face mai mulți bani? Cum voi mânca mai bine doar pentru mine? Pentru mine, al meu, eu, 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 eu. Ei nu caută altceva. Ei caută doar pentru ei, pentru familia lor, și nimic altceva. Toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Isus Hristos. Dar Timotei este diferit. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob preună cu mine pentru înăintarea Evangheliei. Așa a spus Apostolul Pavel. Deci dacă printre creștini mântuiți există oameni care își caută doar folosul lor, atunci trebuie să se examineze pe ei înșiși pentru ce trăim? Care este scopul în viață? Îl slujim cu adevărat pe Domnul? Trăim pentru biserică? Pentru frații din biserică? Pentru frații mai slabi? Suntem noi folosiți de Domnul? Într-o casă, lucrurile care nu sunt de folos ocupă spațiu degeaba. Ce facem cu ele? Le aruncăm. Nu trebuie să fim unelte nefolositoare, inutile. Să căutăm în Biblie, Tit. Tit, capitolul 2, versetul 14. Tit, capitolul 2, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râmnă pentru fapte bune. Cine s-a dat pe sine însuși? Hristos. Hristos s-a dat pe sine însuși. Până la moarte, ca să ne mântuiască, ca să ne răscumpere din orice fără de lege. S-a dat pe sine însuși, el s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Răscumpărare, ce înseamnă? Că a plătit, a plătit prețul, și astfel ne-a răscumpărat. toată nelegiuirea, ne-a răscumpărat din toată nelegiuirea noastră și ne-a curățat. Nu numai că ne-a răscumpărat, dar ne și curățește zilnic prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Să-și curățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Fapte bune. A predica Evanghelia pentru ca un suflet să primească mântuirea este o faptă bună. Faptele Apostolilor 10 cu 38 Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei care erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Isus era plin de puterea Duhului Sfânt și umbla făcând binele, vindecând pe toți cei asupriți de diavol pentru că Dumnezeu era cu el. Isus a făcut această faptă bună. Datorită faptei lui bune am primit noi mântuirea. Și noi, îl avem pe Domnul în noi, Duhul Sfânt, și suntem poporul lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Acesta este scopul pentru care Isus ne-a mântuit, ca să fim poporul lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Curățindu-ne prin cuvânt și Duhul Sfânt, în lume de asemenea sunt oameni care fac fapte bune, dar faptele lor bune izvoresc dintr-o bunătate omenească, nimic mai mult. Fapte bune pentru trup, nu pentru suflet. Dar noi facem fapte bune spirituale, și anume pentru lucrarea lui Dumnezeu, care constă în a salva un suflet, care urmează să meargă în pieire. Cine poate face asta? Poate salva un suflet de la moarte vreo persoană suspusă din această lume? Poate face asta? Poate cel mai bogat om din lume să cumpere un suflet cu banii lui? Poate un om de știință să facă un suflet să meargă în împărăția lui Dumnezeu? Nu. Numai noi putem să o facem. De aceea trebuie să fim plini de râvnă pentru fapte bune. Dar dacă nu ne interesează salvarea sufletelor, cine o va face? Sunt oameni care gândesc așa. Că dacă nu fac rău nimănui, deja fac binele. Este bine să nu faci lucruri rele, dar trebuie să faci fapte bune. Să salvezi suflete. În Filipeni, capitolul 1, versetul 5 și 6, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tăi zi până acum, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Să căutăm în Biblie, Tit, capitolul 3, capitolul 3, versetul 14, să citim împreună. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile gramnice și să nu stea neroditori. Ai noștri să nu stea neroditori. O viță de vie este semănată, dar nu face rod, un zmochin care a fost semănat nu face rod. Proprietarul ce spune? tai -l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă și anul acesta. Am să-l sap de jur în prejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Pomul care nu face rod va fi tăiat, așa spune Biblia. Matei, capitolul 3, Ioan a spus: Iată că securea și a fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Noi, creștini mântuiți, nu putem sta neroditori. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune, pentru nevoile granice și să nu stea neroditori. Trebuie să învățăm, să ne deprindem, să ne străduim în fapte bune. Trebuie să fim lucrători folosiți de Domnul. În Filipeni, capitolul 2, versetul 4, spune: Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Apostolul Pavel niciodată n-a căutat folosul lui. Ca să propovădească Evanghelia, a trecut prin foame, sete, în posturi adesea, în frig lipsă de îmbrăcăminte, a fost întemnițat, biciuit, omorât cu pietre, apoi a înviat. A trăit Pavel pentru folosul său? Nu. 1 Corinteni 10 cu 33 spune căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți ca să fie mântuiți. Să nu mai căutăm doar folosul nostru, ci să căutăm folosul altora ca să primească mântuirea. Trebuie ca și ai noștri să se deprindă, să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile gramnice și să nu stea neroditori. Dacă nu pui în practică ceea ce ai învățat, la ce bun? nu e așa? Trebuie să pui în practică. Trebuie să fim folosiți în mod prețios de Dumnezeu în lucrarea sa. Am auzit despre un capitan pe nume Chegu Can, Era în anul 1965, pe 4 octombrie, războiul din Vietnam. Soldații erau instruiți în aruncarea cu grenade. Dar un soldat a făcut o greșeală, a scos inelul, dar din cauza emoțiilor a scăpat grenada lângă el. La 5 secunde după ce este scos inerul din grenadă, aceasta explodează. În loc să o arunce departe, s-a încurcat și a scăpat din mână. Erau mulți oameni. Atunci, acest capitan a avut prezența de spirit pentru a i salva pe toți ceilalți s-a aruncat asupra grenadei acoperind-o cu propriul corp când a explodat a murit doar el ceilalți oameni au trăit datorită sacrificiului său Fără sacrificiul capitanului, mulți oameni ar fi murit în acea zi. După moartea sa, a primit o distincție foarte specială. Uneori vedem acest gen de oameni care mor pentru alții, se sacrifică. Cu mulți ani în urmă, în Seul, un copil a căzut într-un decantor al cărui capac nu era pus, care era plin de dejecții umane și un alt copil, puțin mai mare, l-a văzut și, fără să se gândească, a sărit după el pentru a încerca să-l salveze. Înnotând în acea mizerie, l-a scos pe acel copil, l-a salvat. Cineva l-a întrebat, cum a intrat acolo fără să-i realizez că plonjez într-un loc atât de murdar? Dar băiatul a spus, nu m-am gândit decât la faptul că un copil murea acolo. Am sărit fără să mă gândesc la altceva. Foarte curajos. Sunt oameni speciali care se sacrifică pentru alții. Noi, creștinii mântuiți, trebuie să avem această inimă ca să salvăm sufletele altora. În Luca, capitolul 10, versetul 30, vedem pilda bunului samaritean, o știm foarte bine. Isus a spus această pildă. Un om se cobora din Ierusalim la Erihon a căzut între niște telhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdraven, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Ierusalimul este sus, iar Ierihonul este mai jos, deci se coboară și dacă continui să coboare, ajungi la Marea Moartă. Ierusalimul este cetatea lui Dumnezeu, iar Marea Moartă este umbra iadului. Este cel mai jos loc din lume, 400 de metri sub nivelul mării. Și pe drum este ierihonul, pe la mijloc. Am fost acolo de două ori. Nu sunt mulți copaci, sunt numai pietre, pietre mari. Drumul are multe curbe, foarte strâmb. În vremurile vechi se pare că pe drumul acela erau mulți hoți, mulți tâlhari ascunși printre stânci care atacau oamenii care treceau pe acolo. Îi jefuiau, le furau toate lucrurile. Pe acest om l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Isus a spus o pildă inspirată din realitate. Omul acela era aproape mort. Nu se mai putea ridica de acolo. Avea răni deschise, pline de sânge. Dacă nu ar fi găsit cineva la timp, ar fi murit. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Preoții, ce sunt? Ei sunt cei care se roagă pentru poporul Dumnezeu, cei care aduc jerfe. Totuși, văzându-l pe acel om aproape mort, o fi spus, ai săracul, și a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Cine erau leviții? Ei îi ajutau pe preoți. Ei îi slujeau lui Dumnezeu. Și acel levit l-a văzut și o fi spus dând din cap. Ah, o să moară, bietul om. Și a trecut înainte pe alături. Și apoi samariteanul. Cel căzut între telhar, era iudeu. Mergea de la Ierusalim spre Ierihon. Era un iudeu care locuia în Ierusalim și care coboară. Ce înseamnă? Înseamnă procesul de cădere. Iudeii îi considerau și tratau pe samariteni ca pe niște câini. De ce? Cine erau samaritenii din acea vreme? După moartea lui Solomon, țara a fost separată în două împărății: Nordul, Israel, și Sudul, Iuda. Nordul Israel a fost cucerit de Asiria în anul 371 înainte de Și astfel, Israeliți din Nord, duși în robie, au fost amestecați cu neamuri. Din acest amestec au rezultat samaritenii. Am putea spune că sunt evrei corciți cu neamurile. Așa că iudeii îi tratau pe samariteni foarte rău, cu mult dispreț. De aceea, iudeii, disprețuind pe Isus, l-au numit samaritean. Ai diavol! Și Isus a spus, Voi nu mă cinstiți! Ioan 8:49 Pentru că a numit pe cineva samaritean era o cară. Isus, când i-a spus femeii samaritene, dăm să beau, femeia i-a spus cum? Tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samaritancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Tu, iudeu, fiind, te aștept să-ți dau apă, eu, o samaritancă? Așa stăteau lucrurile între iudei și samariteni. Dar pe lângă iudeul aproape mort, a trecut înainte pe alături preotul iudeu, apoi levitul, Erau conațional cu iudeul aproape mort, dar au trecut pe lângă el cu indiferență. Dacă iudei, s-au purtat cu indiferență. Se putea aștepta ca un samaritean care era în dușmănie cu iudeii să îi pese de iudeul căzut între trăhari, aproape mort? Dar uitându-se la hainele lui, a știut că este iudeu. Și el putea spune, o merită acest iudeu. Ei care ne tratează mereu ca pe niște câini. Bine că i s-a întâmplat asta. Ar fi putut să vorbească așa și să treacă înainte pe alături. Ba chiar ar fi putut să-l lovească cu picioarele de câteva ori pe iudeul care zăcea la pământ. Dar în pilda lui Isus Samaritanul când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. A simțit milă, compasiune. Mila depășește orice rațiune. S-a apropiat de i a legat rănile și a turnat peste ele unde de lemn și vin. Uleiul și vinul erau alimente, dar erau folosite și ca medicamente. Spune, i-a legat rănile. De unde a luat Samaritanul bandajul pentru a lega rănile? Probabil că și-a folosit propriile haine pentru a-i bandaja rândle. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiul lui și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da la întoarcere. În greacă spune doi dinari. Era o sumă foarte mare de bani în pilda samariteanului, vedem trei tipuri de oameni. Hoțul, preotul, levitul, apoi samariteanul. Hoțul este cel care face rău altora, cel care ucide, care fură, care ia de la alți oameni. Sunt tâlhar și în zilele noastre, care te fură pe față sau în ascuns. Sunt mulți oameni care fac rău altora, dacă alții mor sau nu, nu le pasă. Pentru a fura, indiferent de sumă, fac tot ceea ce este posibil. Ucid pentru bani. Folosesc toate metodele pentru a fura. nu e așa? Îi înșală pe ceilalți oameni. Sunt hoți. Și în vremea noastră există și preotul și levitul, ce sunt ei? Sunt oameni buni, sunt religioși, par de departe oameni speciali, sfinți, au aparența că respectă poruncile. Din punct de vedere moral, sunt oameni buni. Totuși, sunt buni doar pentru ei înșiși, nu-i ajută pe alții. Ce înseamnă asta? Sunt fățarnici așa sunt cei religioși. Bun doar pentru ei înșiși. Nu fac rău altora, dar nici nu-i ajută pe alții. Așa erau preoții și leviții. Și samariteanul, chiar dacă iudeii erau dușmanilor, care îi disprețuiau mereu pe samariteni, dar samaritanul a făcut așa cum spune Biblia în Roman 12 cu 20. Din potrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Deși era dușmanul lui, dar el s-a apropiat să-l ajute. Asta învață și Biblia despre iubirea dușmanilor. Noi am fost dușmanii lui Dumnezeu, Dumnezeu a murit pentru noi, pentru dușmani. Iar Samariteanul este umbra lui Isus, de asemenea umbra creștinilor născuți din nou. Apoi, învățătorul lui legii, care pretindea a fi bun, Isus i-a spus: Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproape celui ce căzuse între tâlhari? cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Înțelegi? Eu sunt acel samaritean. Dacă ai înțeles ce ți-am făcut eu ție, atunci du-te de fă și tu la fel. Asta este explicația la ceea ce a spus Isus. Dacă ai înțeles dragostea Domnului, du-te de fă și tu la fel. Așa trebuie să fim noi creștinii salvați. Noi suntem ca acel samaritean. Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, Îți voi da înapoi la întoarcere. Așa este. Domnul care ne-a salvat, când eram pe drumul spre Iad. Isus ne-a salvat, ne-a mântuit. Totuși, rănile noastre fiind atât de grave, trebuia să primim tratament pentru mult timp. Până când? Până când vine Domnul. Așadar, știm că există trei tipuri de oameni. Noi creștinii trebuie să știm că sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem pentru Domnul, pentru Biserică. Trebuie să fim indispensabili, trebuie să fim vasele cinste de folosului Dumnezeu. Fiind membri ai trupului Domnului, în biserică, trebuie să fim credincioși în lucrarea care ni s-a încredințat. Ca membru al trupului, al bisericii, Ce pot face eu? Nu pot face nimic, poftim? Degetul mic de la picior spune Sunt un deget mic, fără importanță. un frate a întrebat pe al frate. Frate, ce ești în trupul Domnului? Atunci fratele a spus. Eu sunt degetul cel mic de la picior. A întrebat-o și pe soția sa. Ce sunteți dumneavoastră? Ea a spus, sunt unghia degetului cel mic de la picior. Unghia este foarte importantă. Este adevărat, nu așa? Degetul mic de la picior este în plus? Nu este așa. Pare nesemnificativ, dar persoana care nu are acel deget nu poate merge normal. Deci nu există niciun membru nefolositor Atunci, pentru a face voia capului, trebuie să particip, să colaborez, să-mi fac partea. Fiecare este de nelipsit. Trebuie să înțelegem asta și trebuie să ne gândim foarte bine ce trebuie să facem pentru Domnul, să fim folosiți de Domnul. Și atunci, pe cine folosește Dumnezeu? Dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste. Oricât ar valora un vas, fie el de aur sau de argint. Dacă vasul este necurat, atunci nu poți mânca din el. Da sau nu? Pe cine folosește Dumnezeu? Ce fel de oameni? Îi folosește pe cei inteligenți? Pe cei care sunt foarte educați? Pe cei care sunt foarte talentați? Folosește oamenii faimoși sau oamenii bogați? Folosește oamenii care sunt foarte elogvenți? Poate folosi Dumnezeu pe acești oameni? Este bine să fii inteligent, educat, talentat, elogvent, etc. Dar dacă nu sunt curați, atunci Dumnezeu nu îi folosește pe acei oameni. În felul lumii, cineva poate fi excelent și foarte talentat, dar dacă în ochii lui Dumnezeu nu este curat, dacă ești necurat, atunci Dumnezeu nu te poate folosi. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, Moise, fiind fiul fiicei lui Faraon, ca fiu adoptiv timp de 40 de ani, a fost educat, a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Fapte 7 cu 22 Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Așa scrie. Și de asemenea era conștient că era evreu. Și știa că robii din Egipt erau evrei. Că erau conaționale lui. Deci Moise ce credea? Era puternic în cuvinte și în fapte. Așa că s-a gândit să elibereze poporul său din robie s-a gândit că Dumnezeu îl va folosi în această lucrare. Deci ce a făcut Moise? A ucis un egiptean și când s-a aflat acest lucru a fugit în pustiul Madian, timp de 40 de ani. A trăit în casa socrului său, având grijă de oile socrului său. Ce înseamnă asta? Avea toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Dar cu acestea putea să facă el lucrarea lui Dumnezeu? Nu! El a crezut că Dumnezeu va lucra prin el pentru a salva poporul lui Israel. Dar poporul lui Israel nu l-a înțeles. Bineînțeles că nu l-a înțeles, pentru că Dumnezeu nu l-a folosit. Dar el a vrut să o facă. De unul singur. Era plin de mândrie. Dacă cineva are înțelepciunea egiptenilor, este înțelept în felul lumii, are studii multe? Vorbește bine? Asta îl califică pentru a face lucrarea lui Dumnezeu? Cu propria putere, cu propriul curaj? Poate face ceva? Nu. Doar a ucis o persoană și a fugit. Apoi, 40 de ani în deșert, ce a făcut în tot acest timp? A uitat el de poporul său? Nu și-a uitat poporul? Doar că i-au trebuit 40 de ani ca să-și dea seama că nu poate face nimic. 40 de ani a învățat selepciunea Egiptului și a avut nevoie de 40 de ani ca să se golească complet de ce știa înainte. Și atunci Dumnezeu s-a manifestat lui Moise. Am auzit strigătul poporului meu în Egipt: Dute! și scoate poporul meu, Israel, de acolo. Moise a spus, cum să fac eu asta? Nu pot. Nu pot să vorbesc. Dar în fapte șapte spune că era puternic în cuvinte și în fapte. Atunci ce s-a întâmplat? A devenit bâlbuit? Da, da, a fost. Cunoștințele, cuvintele și faptele lui erau inutile pentru a-și salva poporul. Fără puterea lui Dumnezeu nu putea face nimic. Și ca să realizeze asta, i-au trebuit 40 de ani. După 40 de ani, ce a înțeles? Că nu putea face nimic. Dacă s ar fi spus, Doamne, de ce mă trimiți așa târziu? Trebuia să mă trimiți mai devreme. Sigur că mă duc. Bineînțeles că mă duc. Eu mă duc. Dacă ar fi spus așa, atunci Dumnezeu ar fi spus, nu încă, trebuie să mai așteptăm. Nu încă. Pentru că dacă ar fi spus așa, încă ar fi fost foarte mândru ar fi crezut în continuare că poate face asta cu forțele lui, dar nu. Și-a dat seama că nu poate face nimic. Nu pot, nu pot. Și după multe explicații, în cele din urmă, Moise a plecat. Oricum, având multă înțelepciune în felul lumii, fiind talentat, fiind elocvent în vorbire, nu te califică pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu este suficient pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. În Statele Unite au existat mulți misionari și evangeliști. Printre toți aceștia era unul foarte cunoscut, D.L. Moody, era foarte sărac. Fiind dintr-o familie foarte săracă, nu putea să studieze. Familia lui avea probleme economice. Cămătarii veneau la el acasă și luau chiar și patul Așa că a trebuit să muncească încă de copil. Moody era foarte sărac, și de aceea nu a putut primi prea multă educație. Dar Dumnezeu l-a salvat și apoi a făcut din el un mare evanghelist. Cumva Dumnezeu îi folosește doar pe cei faimoși, pe cei inteligenți? pe cei talentați, pe cei cu multe studii? Da, este bine să ai talent, inteligență, dar dacă nu ești curat, Dumnezeu nu te folosește. Moody era sărac și de asemenea îi lipsau multe lucruri, dar Dumnezeu l-a folosit. Mudi știa că nu are multă educație, de aceea a studiat cu multă sârguință. El nu și-a spus niciodată pastor Mudi, ci învățătorul Mudi. Vei zice, păi da, că nu a făcut școală de păstori. Cumva este nevoie de diplomă la o școală teologică pentru a fi păstor? În Efeseni, capitolul 4, versetul 11, El, adică Dumnezeu, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Sunt oameni care spun, păstorul acela nu a absolvit o școală teologică. Serios! Apostolul Petru, ce școală a absolvit? Școala teologică din Galileea, cum a absolvit? S-a lepădat de trei ori de Isus. Erau oameni fără studii, cu educație precară. Totuși, Dumnezeu l-a folosit foarte mult. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 26 și 27, spune: Fraților, Uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Trebuie să știm, indiferent de studii, Dumnezeu folosește vasele curate. Trebuie să știm asta. Vă răudați cu taletele voastre, cu studiile voastre? cu poziția voastră? Te crezi ceva și vrei să faci lucrarea lui Dumnezeu? Ești în mare pericol. Pentru că te poți mândri foarte ușor. Te poți crede foarte special și vei cădea. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe 16.18. Când ne întâlnim între păstori, între evangeliști, vorbim mereu despre aceasta. La început spuneau, o, oh, cum să fiu eu, evanghelist? Era smerit. Cu mult timp în urmă, când nu erau mulți evangeliști, erau și multe biserici, dar lipseau lucrătorii. Atunci am trimis frați să predice. Atunci frații au spus, o, oh, nu pot. Măcar dă o mărturie. Apoi, după ce au dat câteva mărturii, unul ajunge să se creadă, important. Crede că poate să predice? Crede că poate face seminarii? Și eu pot să fac. E bună râvna, dar apoi cu această îndrăzneală ce face? Devine foarte mândru. Se încrede în el însuși. Se crede important, devine mândru, arogant. Din acel moment va cădea. Evanghelistul, dacă devine mândru, va cădea. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Trebuie să înțelegem că mândria înseamnă moarte. Moise a fost folosit foarte frumos de Dumnezeu. Ce a făcut Moise chiar înainte de intrarea poporului în Canaan, la Meriba? Poporul lui Israel, pentru că nu avea apă, cârtea, se plângea foarte mult, atunci Dumnezeu a spus Să vorbiți Stângi acestea în fața lor și ea va da apă. Numer 28. Moise s-a supărat foarte tare și a vorbit foarte dur către poporul său și a spus, Noi, la cine se referă? La el și la Aron. Ascultați acum, răzvrătiților, vom face să iasă apă din stânca aceasta? Și a lovit stânca de două ori cu toiagul. A lovit stânca de două ori. A ieșit apă pentru poporul Israel dar din această cauză nu a putut intra în țara cananului timp de 40 de ani. A condus poporul israel, dar el nu a putut intra în țara cananului din acest motiv. Pentru că nu a slăvit numele lui Dumnezeu, acolo, în acel loc, la Meriba. Vom face să iasă apă din stânca aceasta? Cumva a fost el cel care a făcut să iasă apa? cu toiagul lui a făcut multe minuni. Dar oare toiagul a fost cel care a avut puterea? A lovit stânga de două ori și astfel a necinstit slava lui Dumnezeu, așa s-a spus. Până acolo a făcut totul bine, a greșit odată doar și din acest motiv nu a putut intra în țara Cananului. Trebuie să fim foarte atenți, fără puterea lui Dumnezeu nu putem face nimic. Trebuie să înțelegem bine, în profunzime. Pentru că foarte ușor poți să te înșel crezând că poți face și drege. A, eu pot să fac. Pot să fac totul. Din acel moment vei muri. Atunci pe cine folosește Dumnezeu? Folosește vasele curate. Oamenii separați de lume. să căutăm în Biblie 2 Timotei, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Apostolul Pavel îl sfătuiește pe Timotei copilul lui în credință, propăvăduitorul Evangheliei a trimis această epistolă chiar înainte de a fi decapitat la Roma. În parte drept cuvântul adevărului. Mai întâi de toate, trebuie să te înfățișezi înainte lui Dumnezeu ca un om încercat. Trebuie să discerni bine cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este important. Nu se aplică numai evangeliștilor, ci și nouă tuturor, Trebuie să înțelegem bine cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cuvântul lui Dumnezeu este înțeles greșit, învățat greșit, atunci pe lângă cel care predică vor cădea și cei care ascultă. Trebuie să discerneți corect. Apoi a spus, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine. Trebuie să fim oameni care nu au de ce să ne fie rușine. Nu numai în fața oamenilor trăim în așa fel încât să nu avem de ce să ne rușinăm ci și în fața lui Dumnezeu. Noi creștini mântuiți trebuie să fim așa. Nu trebuie să avem de ce să ne rușinăm nici în fața lui Dumnezeu, nici în fața oamenilor. Trebuie să fim așa. Și dacă cineva are vreun păcat ascuns, Dumnezeu știe. Dacă nu renunți la el, nu trebuie să faci asta. Dacă te-ai murdărit, trebuie să te cureți, trebuie să te speli prin cuvânt, prin puterea Duhului Sfânt. Caută să te înfățișezi înainte lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Dacă cineva se curăță de aceste lucruri, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor Domnului. Trebuie să te predai lui Dumnezeu, să te predai ce înseamnă să te predai. Nu există nimic al meu, tot ce este al meu este al Domnului și Duhul meu a fost cumpărat cu preț și trupul meu a fost cumpărat. Fie că trăiesc, fie că mor, să se facă numai voia ta. Atunci Dumnezeu mă va folosi. Ce părere ai despre asta? Unii oameni doar se duc și se întorc de la biserică, așa trece timpul și ajung în cer. Crezi că e de ajuns? Așa îți veduce viața creștină? Uită-te la ce se întâmplă acum în lume. De la o zi la alta nu știm ce se va întâmpla. Toate semnele venirii Domnului sunt împlinite. În timpul nostru s-au împlinit toate, doar în câteva decenii. Deci este foarte sigur, foarte clar că trăim chiar înainte de venirea Domnului. Atunci trebuie să fim oameni care nu au de ce să se reușeneze. Trebuie să fim folosiți înainte de a pleca. Da sau nu? Să căutăm în Biblie proverbe capitolul 25, Proverbe 25, Proverbe, capitolul 25, versetul 4, să citim împreună. Scoate gura din argint și argintarul va face din el un vas ales. Îndepărtează zgura din argint și va ieși un vas de preț. Argintul și aurul au impurități, trebuie puse în foc să îndepărtezi zgura, impuritățile. Îndepărtează zgura din argint și va ieși un vas ales. Poate fi un vas valoros, poate fi o podoabă, dar trebuie să îndepărtezi zgura. În inima noastră și în viața noastră trebuie să ne examinăm dacă avem zgură. Niciun vas nu este curat de la început. Prin sângele prețios al lui Isus, El ne-a curățat, ne-a purificat și în fiecare zi, prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, ne curăță în fiecare zi zgura care este în inima noastră și în viața noastră. Efeseni, capitolul 5, versetul 26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă prin cuvânt. Ca și spălarea cu apă, prin cuvânt, ne curăță, ne sfințește. Așa trebuie să fim și noi. Trebuie să lăsăm lucrurile greșite, să le abandonăm. Maleahii, capitolul 3, versetul 3. El va ședea va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiul Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Fiul Levi avea rolul de a sluji lui Dumnezeu. În Noul Testament, creștinii mântuiți au rolul fiilor lui Levi de a sluji lui Dumnezeu. În Noul Testament, toți oamenii mântuiți suntem o preoție sfântă pentru a aduce jertfe duhovnicești. Așa s-a spus. Deci ce se cere pentru aceasta? Dumnezeu în Biblie a spus. El va rafina și va curăța pe fiul lui Levi. În diferite moduri Dumnezeu ne va rafina, ne va instrui, ne va curăți. Iosif a fost vândut în Egipt ca sclav din cauza fraților care l-au urât, Dumnezeu a lăsat să fie așa, Dumnezeu... Iosif nu știa, dar în casa lui Potifar a lucrat ca sclav și soția lui Potifar l-a ispitit pe Iosif. De mai multe ori l-a ispitit. Atunci Iosif a spus, în casa aceasta nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Atunci femeia a apucat haina lui Iosif, atunci Iosif și-a lăsat haina și a fugit. Din această cauză a suferit o nedreptate, a fost întemnițat, Totuși, în Salmii 105 cu 19 spune: L-a încercat cuvântul Domnului. După ce a fost pus la încercare, după ce a fost instruit, Dumnezeu l-a scos de acolo, l-a făcut guvernator al Egiptului. Știm asta foarte bine. Și dacă Iosif ar fi căzut prin ispita soției lui Potifar, mă gândesc că numele lui Iosif nu ar fi fost scris în Biblie atunci. Sunt momente în care Dumnezeu ne antrenează, ne încearcă, prin diferite situații și necazuri. Uneori ne face să depășim încercările, alteori ne lasă în necazuri, să ne vadă inima și astfel ne îndepărtează zgura. Iar dacă cineva cade în ispită, Dumnezeu nu îl va folosi. Din acest motiv, Isaia, 1 cu 25, spune îmi voi întinde mâna împotriva ta. Îți voi topi zgura cum o topește leșia. Toate părticelele de plumb le voi îndepărta de la tine. Mâna lui Dumnezeu ne ia și ne curăță de toată zgura noastră. El ne îndepărtează orice impuritate. În inima noastră și în viața noastră există zgură și există impuritate. Impurități. Dumnezeu le va îndepărta pentru că noi să putem să fim folosiți într-un mod prețios în lucrarea lui Dumnezeu ca membre ale trupului Domnului, biserica. Dacă în biserică sunt lucruri greșite, atunci ele trebuie îndepărtate. Fiecare dintre noi, fiecare creștin, dacă are în inima lui, în viața lui, ceva murdar, atunci trebuie să lepe de acel lucru. prin cuvântul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, nu trebuie să-l păstrez ca pe o comoară. Dumnezeu știe totul. Dumnezeu vede totul. Trebuie să fim vase de cinste, folositoare lui Dumnezeu. În Filipeni 1 cu 20, Apostolul Pavel a spus, Mă aștept și nădăjduiesc. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie. Că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Ce dorință avea apostolul Pavel? El dorea asta. Să nu fie dat de rușine cu nimic. Ce voia el? Hristos să fie proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Dorea ca Domnul care l-a mântuit să fie onorat, proslăvit prin el, ca Dumnezeu să fie glorificat prin el, ca numai lucrarea lui să fie făcută. Aceasta este dorința lui pentru Evanghelie. El a predicat Evanghelia și chiar înainte de a muri, ce a spus? 2 Timotei 4,7 M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Isus înainte de a muri a spus, s-a Apostolul Pavel a spus, am păzit credința, de acum mă așteaptă cu luna neprihănirii. Isus, după ce a fost chinuit, a intrat în glorie și apostolul Pavel a suferit și apoi a intrat în gloria lui Dumnezeu și noi trebuie să trăim cu multă sârguință pentru Domnul. Nu trebuie să fim lași, nici leneși. Copiii lui Dumnezeu, salvați prin sângele precios al lui Isus. Dacă sunt nefolositori, este ceva tragic. Este o contradicție. Nu trebuie să fie așa. Trebuie să fim folosiți ca vasele cinste. De aceea, în Iacov, capitolul 1, versetul 27, spune: Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Religie, ce vrea să spună? Viața curată, viața în rânduială de a sluji lui Dumnezeu. Este să cercetăm pe orfani și pe băduve, în necazurile lor, și să ne păzim neîntinați de lume. Să ne păzim neîntinați de lume. Trebuie să fim foarte atenți. Isaia capitolul 52, versetul 11, curățiți-vă, cei ce purtați vasele Domnului. Preoții și fiii lui Levi erau cei care purtau chivotul legământului lui Dumnezeu. Noi avem acest rol, purtăm pe umerii noștri cuvântul lui Dumnezeu, noi îl slujim pe Dumnezeu, curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Trebuie să ne curățim pe noi înșine ca să îl slăvim pe Dumnezeu. Levitic 21 Niciun om din neamul preotului Aron care va avea vreo meteahnă trupească să nu se apropie ca să aducă Domnului jerfele mistuite de foc. Dacă există vreun cusur sau defect, nu se va apropia să aducă pâinea Dumnezeului Său, așa spune. Așa este, suntem o preoție sfântă. Prin toată viața noastră trebuie să aducem jerfe spirituale, plăcutele Dumnezeu. A spus, sunteți didiți ca să fiți o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos, 1 Petru 2 cu 5. preoție sfântă, pentru a aduce jerfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie să ne curățim pe noi înșine. Trebuie să ne gândim foarte bine cum vom trăi noi, creștini mântuiți. Nu este vorba doar de a merge la biserică, de a cânta laude, de a se ruga, de a se preface că te rogi. Nu trebuie să avem doar o aparență de a fi creștini. Trebuie să trăim cu adevărat așa, conform cuvântului. Pentru că nu mai e mult până când vom sta în fața Domnului. Mireasa, cu cât se apropie mai mult ziua nunții, se împodobește, se curăță, nu-i așa? Deci, nunta mielului s-a apropiat foarte mult. Ziua este foarte aproape când vom sta acolo ca mireasa Domnului, așa că trebuie să tânjim după acea zi cu toată evlavia și cu toată curăția, cu toată sfințenia trebuie să ne curățim. Dacă există ceva necurat înaintea Domnului, în viața și în inima noastră, atunci trebuie să cerem ajutor. Cereți ajutor de la Duhul Sfânt. Și înainte de a încheia, aș vrea să vă informez de ceva. În ultima vreme, se fac multe înșelăciuni prin telefon. sunt oameni înșelători care niște șerpi. Într-un mod atât de viclean, îi păcălesc pe alți oameni. Chiar și din membrii bisericii au fost afectați de aceste înșelăciuni. Noi știm foarte bine, dar știind, totuși ajungem să fim înșelați. Pentru că sunt foarte vicleni. Și eu primesc telefoane îmi spun, ești tatăl lui Cutare? Atunci îi spun, da. Fica ta a avut un accident. Este în pericol. Văzând cam încotro se îndreaptă, îmi dau seama ce îmi vor spune. Ah, fica ta este acum la spital și trebuie operată foarte repede, așa că trimiteți-mi bani. Trimiteți-mi bani. De asemenea, ei se prefac foarte bine, ca fiind fii și fiicele noastre. Tată, așa plângând cu vocea ficei. Apoi am închis, am sunat-o pe fică mea și mi-a spus sunt bine acasă. Știam eu. Atunci am închis. De asemenea sunt acești înșelători. Tată, telefonul meu mobil s-a stricat, așa că acum te sun de pe telefonul mobil împrumutat. Apoi o sun pe fică mea și ea îmi spune, a, nu, nu mi s-a întâmplat nimic. Așa încearcă să te păcălească. Deci în vremurile noastre sunt oameni foarte vicleni. Dacă primești un apel de la un număr necunoscut, mai bine nu răspunde. Iar dacă cineva începe să te amenințe, ca și cum ar fi de la reorganizație, atunci este 100% înșelătorie. Nu trebuie să ai încredere. Pentru că dacă ar fi cu adevărat de la o organizație, atunci te-ar vizita acasă. Într-un mod oficial, ar face-o. Mai sunt și persoane care îți propun să te împrumute sume de bani cu dobândă mică. Sunt tot felul de persoane. Nu da niciodată datele tale personale cum ar fi contul bancar, date personale, niciodată, niciodată. Pentru că vă vor fura totul. Mulți frați din biserică au fost și ei înșelați. Au suferit multe pierderi. Așa că. să aveți grijă. Să fiți foarte atenți. Pentru a nu suferi nicio pagubă, nicio pierdere. Așa că, dacă primiți un apel de la un număr necunoscut, nu răspundeți. Și dacă este vreun cunoscut sau un frate de miserică, acel număr necunoscut, atunci vă vor suna din nou. Așa că nu vă faceți griji. Pentru informarea dumneavoastră am vorbit despre aceasta. Să închem cu o rugăciune: Doamne, milostivul nostru, părinte, eram departe de tine în păcatele noastre, când nu te cunoșteam, ai avut milă de noi și ai murit pentru noi. Prin sângele tău prețios, ne-ai curățit de păcatele noastre, fără niciun preț. Așa că, pentru acest har minunat, îți mulțumim. Noi, care am fost răscumpărați prin sângele tău prețios, vrem să trăim după voia ta, după slava ta, ascultându-te, slujindu-te. Și mai vrem, Doamne, să ne călăuzești, să fim foarte sârguincioși în a face lucrarea ta și, de asemenea, să fim curățiți de toată zgura și orice impuritate care este în inima noastră și în viața noastră. Să ne cureți, să ne purifici prin cuvântul tău ca să fim folosiți foarte prețios de tine. Să ne păzești, să ne stăpânești ca prin toată viața noastră să fii slăvit. În numele Domnului nostru, Iisus Hristos ne-am rugat. Amin.